Născut pe 2 decembrie 1935 în satul Poiana Mărului din comuna Mălini, Suceava, Nicolae Labiș a fost fiul învățătorilor Eugen și Ana Profira. În timpul celui de-al doilea război mondial, tatăl a plecat pe front, iar mama, Nicolae, și surorile lui, Margareta și Dorina, s-au refugiat pentru un timp în comuna Mihăiești, lângă Câmpul Lung Mușcel. Poetul a urmat liceul Nicu Gane din Fălticeni, iar în mai 1951 a obținut premiul întâi la Olimpiada Națională de Limba Română, care s-a desfășurat la București, moment în care a fost remarcat de redactorii revistei Viața Românească. Ulterior, adolescentul a fost transferat la liceul Mihail Sadoveanu din Iași, iar pe 15 septembrie 1952 a fost adus în capitală și înscris la cursurile școlii de literatură, unde i-a avut profesori pe Sadoveanu, Tudor Vianu și Camil Petrescu. Deși era considerat copilul minune al poeziei noului regim, un răsfățat al partidului și al criticilor literari, la școala de literatură s-au purtat discuții despre presupusele lui abateri de la moralitate și de la disciplină. În primăvara anului 1954, în ședința Uniunii Tineretului Muncitor, au avut loc de asemenea dezbateri despre comportamentul tânărului poet și s-a decis excluderea lui din rândurile organizației comuniste. Pedeapsa nu a fost confirmată de organele superioare, propunerile fiind de fiecare dată refuzate de Mihail Sadoveanu, care avea mare simpatie pentru Labiș. După absolvirea școlii de literatură, a fost angajat redactor la revista Contemporanul, apoi la Gazeta Literară, iar din toamna lui 1955 a devenit student al Facultății de Filologie, însă a renunțat la cursuri după doar un semestru. Anul următor a fost ultimul al vieții poetului, dar nimeni nu-i prevedea finalul tragic. Labiș a participat la o conferință a tinerilor scriitori, a publicat 2 volume, Puiul de Cerb și Primele Iubiri, și avea în lucru cea de-a 3-a carte, Lupta cu inerția. La plenara secției de poezie a Uniunii Scriitorilor din mai 1956, Mihu Dragomir, șeful secției de poezie al revistei Viața Românească, l-a acuzat de asimilarea excesivă a unor poeți dintre cele două războaie, cu referire la Ion Barbu și Tudor Arghezi. Apoi, la primul congres al scriitorilor din iunie 1956, tânărul a fost învinuit de Mihai Beniuc de snobism, evazionism, influențe ale ideologiei burgheze, infiltrații liberaliste, slabă pregătire ideologică, lipsă de contact cu realitatea, precum și confuzii cu privire la raportul dintre libertate și îndrumare. În noaptea de 9 spre 10 decembrie 1956, la scurt timp după ce împlinise 21 de ani, Labiș, care petrecuse câteva ore bune la Casa Capșa și apoi la restaurantul Victoria, a fost victima unui accident de tramvai. Rănit grav, a fost dus pe rând la spitalele Colțea și Central, care au refuzat să-l primească, apoi a ajuns spre dimineața zilei de 10 decembrie la spitalul de urgență. Ipoteza oficială a fost că poetul, aflat în stare de ebrietate, a alunecat între bordură și platforma stației de tramvai de la Colțea, fiind prins între cele 2 vagoane ale vehiculului. În procesul verbal semnat în ziua de 25 decembrie 1956 de balerina Maria Polevoi, cu care Labiș avea întâlnire în acea noapte, aceasta a susținut că ceea ce s-a întâmplat pe refugiul de la Colțea a fost un simplu accident. Alți martori oculari, pianistul Isaac Grișa și vatmanul tramvaiului, Udroiu Marin, au povestit exact aceleași circumstanțe, dar în cartea Stelei Covaci, soția celui mai bun prieten al lui Labiș, faptele sunt povestite diferit. 4 persoane așteaptă să se urce în tramvai. Labiș e al treilea, dar tot mai șovăie. Cel de-al patrulea e Grișa. Când se pornește tramvaiul, cel de-al patrulea îl împinge pe Nicolae Labiș pe grătarul dintre cele 2 vagoane. Grișa strigă că cel căzut e beat, în timp ce Mari, balerina Maria Polevoi, care îl însoțea pe tânărul poet, declară că îl cunoaște și roagă să fie dus la spital. Nicolae Labiș, aflat pe patul de suferință, le-a povestit apropiaților că era urmărit de securitate. Mihai Stoian a consemnat într-un articol publicat în 1970. La spital, Labiș mi-a povestit cum s-a consumat accidentul.
Îmi aduc aminte că vorbea despre o scurtă vizită la Capșa, apoi, însoțit de doi bărbați și o femeie, balerină, coborâseră în pasaj la Victoria, din piața Bălcescu a vrut să ia un tramvai, nu spre casa lui, ci spre casa femeii, a încercat să se urce prin față la clasa a doua, dar cineva l-ar fi îmbrâncit și, în ultima secundă, s-a prins de grătarul intermediar dintre vagoane. Mi-a spus, țineam ochii mari deschiși și vedeam cum, din capul meu izbit de caldarâm, ies scântei. În ciuda eforturilor doctorilor de la spitalul de urgență, pentru Nicolae Labiș nu s-a mai putut face nimic. Avea secționată măduva spinării, diagnosticul exact fiind traumatism al coloanei vertebrale și paraplegie. Perfect conștient, Labiș a primit vizita prietenilor și a familiei la spital și le-a spus explicit apropiaților, deși era supravegheat la ușa salonului de doi securiști, că nu a fost niciun accident în acea noapte fatidică, ci, de fapt, a fost împins sub șinele tramvaiului. În următoarele zile, starea poetului s-a înrăutățit, iar în noaptea de 21 spre 22 decembrie 1956, la ora 2 dimineața, după 3 săptămâni cumplite de chin, a murit. Doctorul Teodor Firică, medicul care s-a ocupat de cazul lui, a declarat: mi-a revenit trista sarcină să constat, încă de la primul examen, că accidentatul nu avea nicio șansă. Măduva era complet secționată. Tot ce puteam face era să-i prelungim viața cu câteva zile. Ziarul Scânteia Tineretului din 27 decembrie a consemnat într-o scurtă notiță din penultima pagină că trupul poetului a fost depus la Casa Scriitorilor, la ceremonia funerară fiind prezenți Mihai Beniuc, Mihu Dragomir, Veronica Porumbacu, Nicolae Tăutu, Victor Tulbure, dar și prietenii lui Labiș, care au format ultima gardă ce i-a însoțit trupul la cimitirul Belu, unde a fost înmormântat.